Interlopul face parte dintr-un grup extrem de periculos și este acuzat de asasinare, trafic de stupefiante și vătămare corporală gravă. Mergem la colega mea, Mădălina Ignat, are mai multe detalii despre acest subiect. Mădălina, bună ziua, ești în direct. Terestre. Bun găsit, vorbim despre un bărbat de 35 de ani, cetățean italian, care era dat în urmărire internațională. Bărbatul a fost depistat și reținut de autoritățile din Bihor. Vorbim de un tip extrem de periculos și asta pentru că era dat, spuneam, în urmărire internațională și era bănuit de este bănuit de aderare la un grup infracțional de tip organizat în, organizat în stil mafiot. Acesta se pare că se preocupa cu asasinate, trafic de stupefiante, dar și vătămare corporală în scop de intimidare. În acest moment, bărbatul de 35 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și urmează în cursul zilei de astăzi să fie dus la Curtea de Apel Oradea. Nu se știe încă dacă acesta va fi extradat sau nu. Mulțumim. Caz cu tremurător în județul Sibiu. Un pacient de la un centru de reabilitare psihică a fost mutilat de un coleg de salon. Bărbatul a fost dus la spital în stare extrem de gravă în urma atacului. Vă avertizăm, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Cazul petrecut la un centru de recuperare din orașul Tălmaciu a intrat în atenția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și a Poliției. Atacul a fost de o cruzime greu de imaginat. Agresorul este un bărbat în vârstă de aproximativ 20 de ani. Acesta ar fi avut un conflict mai vechi cu victima, un bărbat de 32 de ani. Nu mai este nimeni rănit și așa ceva niciodată nu s-a mai întâmplat. Eu am cerut ancheta internă la Tălmaciu. Agresorul nu mai are ce căuta la noi în centru, iar victimei, pentru că va rămâne cu un handicap vizual permanent, va trebui să-i găsim alt centru. Pur și simplu s-a smuls din brațele unei infirmiere ieri, direct către celălalt. Nimeni nu a mai putut să reacționeze. Totul s-a întâmplat foarte repede, a explicat Laura Vâlsan. Între timp, agresorul a fost dus la spitalul de psihiatrie, iar victima la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Sibiu. Victima, care a suferit o plagă mușcată la nivelul gâtului și a vâlsie ambilor globi oculari, adică au fost smulși globii oculari. L-am găsit în stare de șoc, în brahicardie. Acesta a fost transferat de urgență la unitatea de primiri urgență a Spitalului Clinic Județean. Acum, angajații centrului unde s-a întâmplat acest incident se tem pentru viețile lor și speră ca poliția să-l ia pe agresor din acest loc. Victima este încă în stare gravă la terapie intensivă și, cu toate că globii oculari au fost recuperați rapid, tânărul va rămâne orb. Guvernul pare să fi scăpat situația de sub control în cazul pestei porcine. Focarele se extind în toată țara, în ciuda măsurilor luate până acum. Autoritățile cer acum ajutorul armatei pentru sacrificarea porcilor mistrez responsabili de extinderea pestei. De la începutul acestui an au fost confirmate în România 440 de focare. Mergem la colega mea, Alina Sorocean, pentru mai multe detalii. Alina, te rog. Bun găsit, chiar în aceste momente începe ședința de guvern pe tema legată de pesta porcină, pe tema crizei provocate de pesta porcină. I-am văzut în urmă cu puțin timp ajuns aici la guvern pe mai mulți miniștri, ministrul agriculturii, ministrul apărării, ministrul economiei, ministrul finanțelor, ministrul de interne, vicepremierul Paul Stănescu, dar și reprezentanții ai ANSVSA, cei care de asemenea trebuie să prezinte un raport legat de această situație. Se caută soluții pentru distrugerea tuturor focarelor de boală. Spunea Petre Daia, ministrul agriculturii, că sunt 12.000 de oameni din structurile statului care acționează în acest moment și menționa că executivul a luat până acum măsuri de monitorizare suplimentară a acestei situații și de distrugere a focarelor. Totodată au fost adoptate și măsuri pentru oferirea fondurilor celor care au pagube și pentru cei care notifică mai multe cazuri de porci mistreți morți. Așadar, vom vedea care vor fi măsurile luate. Vă reamintesc însă că de la începutul anului până în acest moment au fost depistate mai puțin de 440 de focare. Alina Sorocean a fost în direct, îți mulțumim. Un nou episod din povestea numerelor de înmatriculare din Suedia. Șoferul mașinii cu numere anti-PSD este cel care întoarce armele împotriva polițiștilor. Bărbatul anunță că va face plângere penală pentru că a fost forțat să își ia băiețelul la audierile de la sediul poliției rutiere. Între timp însă, până și Suedia i-a retras acestuia plăcuțele cu mesajul obscen.
Șoferul mașinii înmatriculate în Suedia este revoltat că a fost forțat să se prezinte la secția de poliție împreună cu băiatul său de 8 ani, mai ales că acesta se afla sub medicație. Ofițerii i-ar fi propus inițial să ducă minorul undeva. Pentru copil voi face plângere penală pentru că nu mi se pare corect. Nu am omorât pe nimeni, m-au putea lăsa o oră să merg să las copilul undeva. N-au fost de acord, mi-a spus că trebuie să mergem la poliție. Și voi face până. Răzvan Ștefănescu susține că nu va contesta decizia autorităților suedeze de transport de suspendare a plăcuțelor de înmatriculare cu mesaj obscen la adresa PSD. Nu cred că îmi va mai da alte plăcuțe cu PSD, cu siguranță. De la poliție ce doriți să se întâmple? Să-mi recuperez permisul de conducere. Plăcuțele poate să le oprească ei. Șoferul consideră că a știut cum să mascheze cuvântul obscen în fața copilului său. Copilul meu i-am spus că PSD înseamnă gura PSD, exact cum am gândit când am făcut plăcuțele. El folosește gura PSD și râde. Gura PSD, că de ce le spun gura PSD? Eu am consultat Dex-ul și am considerat că sunt ok plăcuțele. Între timp, unele voci spun că regulamentul Convenției de la Viena, pe baza căruia bărbatul a fost sancționat și s-a ales și cu dosar penal, nu ar fi aplicabil în România. Belgia a adus un amendament convenției respective acum ceva ani. În momentul de față, din câte știu eu, se pare că România nu a ratificat acele amendamente. Se efectuează verificări standard acum. Cu alte cuvinte, încă nu se poate spune exact dacă poliția română a acționat sau nu corect atunci când a decis să-i deschidă dosar penal șoferului și să-i ridice permisul și plăcuțele de înmatriculare. Mașina a intrat în România pe 17 iulie prin Vama Nădlac. De atunci a fost oprită de 4 ori în trafic de poliție. Polițiștii au avut nevoie de 13 zile ca să afle de la autoritățile suedeze și din Convenția de la Viena că numerele de înmatriculare trebuie să conțină nu doar litere, ci și cifre. De altfel, scandalul plăcuțelor de înmatriculare a creat o adevărată isterie pe internet. Filmulețul cu agenții care dau jos numerele personalizate cu mesaj obscen a adunat în mai puțin de o zi peste 1,5 milioane de vizualizări. Atitudinea agenților a stârnit un val de reacții, însă imaginea poliției române a fost serios afectată după ce oamenii legii l-au lăsat fără plăcuțe și fără permis pe șoferul Răzvan Ștefănescu. Ratingul poliției pe pagina oficială de Facebook a scăzut la jumătate în mai puțin de 24 de ore. Utilizatorii acuză poliția că ar fi comis un abuz și că ar fi acționat la comandă. La câte mizerii se întâmplă în traficul din România, la câți șoferi încalcă regulile zilnic, la câte accidente omoară oameni, poliția română a considerat că este mai important să se asigure că un număr de mașină special nu mai circulă pe străzi. Poliția română, acum că ați rezolvat mărețul caz pe infractorii Most Wanted, când îi prindeți? Autovehiculele furate când le găsiți? Imaginea poliției în funcție e afectată în funcție de simpatie. Evident, pe cei care sunt pro-PSD vor susține acțiunea poliției. Evident că cei care sunt anti-PSD vor spune că e o acțiune de protejare a imaginii partidului de guvernământ. În același timp, imaginele cu agenții care dau jos numerele de matriculare cu mesaj obscen au adunat în mediul online peste 1,5 milioane de vizualizări. Ok. Situația a fost abordată și de ambasada Suediei la București pe pagina oficială de Facebook într-un mesaj în limba engleză. Liviu Dragnea pregătește lovitura pentru servicii. Bugetele SRI, SIE și SPP vor fi tăiate, iar cea mai mare reducere va fi la serviciul de pază și protecție. Discuții cu privire la rectificarea bugetară au avut loc ieri la Palatul Victoria, iar anumite voci susțin că Darius Vâlcov ar fi condus ședința de guvern în absența lui Dăncilă. Mergem la colega mea Diana Bone, ni se alătură chiar acum cu toate informațiile. Diana. Bun găsit, rectificarea bugetară ar urma să aibă loc peste două săptămâni, nu în această săptămână, așa cum se vehicula inițial. De altfel, ieri la guvern a existat o ședință cu mai mulți miniștri care ar urma să aibă de suferit de pe urma acestor măsuri. Vor fi tăiate bugete de la Ministerul Telecomunicațiilor, de la Ministerul Economiei, dar și de la Ministerul Transporturilor și va urma să fie alocați mai mulți bani pentru agricultură și sănătate. De altfel, există și o serie de discuții purtate de șef
șeful Partidului Social Democrat Liviu Dragnea cu privire la bugetele pentru Serviciul Român de Informație, pentru SRI și pentru SPP. Cea mai mare tăiere de buget va fi la Serviciul de Pază și Protecție, 30%. Va fi scăderea pentru bugetul acestui serviciu. Asta pentru că, spun multe persoane, acesta ar fi condus de către generalul Pahonțu, care de altfel a fost adesea pus la colț de către președintele Partidului Social Democrat, spunându-se despre el că este exponentul statului paralel. De altfel, vor fi reduceri de buget și pentru SRI și pentru SIE, servicii care de altfel în anul 2018 au avut bugete mai mari față de anul anterior. De altfel, din această săptămână, noile bugete vor fi puse în dezbatere, urmând ca ele să fie adoptate după data de 16 august. Diana Bone a fost în direct, mulțumim. Klaus Iohannis contestă la Curtea Constituțională codul administrativ. Șeful statului nu este de acord cu pensiile speciale ale aleșilor locali. Legea fusese deja contestată și de partidele din opoziție. Colega mea, Lili Năstase, este în legătură telefonică directă și ne aduce toate detaliile despre acest subiect. Lili, te rog. Vom găsi la aproape de două săptămâni de când a fost adoptat codul administrativ în Parlament, președintele Klaus Iohannis a atacat documentul la Curtea Constituțională. Klaus Iohannis invocă mai multe probleme de neconstituționalitate, printre care și faptul că acordarea unor pensii speciale pentru aleșii anumite categorii a aleșilor locali ar fi discriminatorie și ar încălca practic principiul constituțional, articolul 16 din Constituție, care prevede că toți suntem egali în fața legii. De asemenea, spune Klaus Iohannis, actul normativ nu se integrează din punct de vedere conceptual în sistemul normativ, drept pentru care atunci când legiuitorii recurg la utilizarea unor noțiuni cu caracter inovator în cuprinsul actelor normative, trebuie să le definească chiar la începutul acestora, ceea ce nu s-a întâmplat. Actul normativ trimis de Klaus Iohannis la Curtea Constituțională a mai fost declarat în două rânduri în anul 2016 ca fiind neconstituțional. Vom vedea ce decizie vor lua judecătorii constituțional, cel mai probabil în luna septembrie. Lili Năstase a fost în direct, mulțumim foarte mult! Lovitură grea pentru români în prag de toamnă. De mâine, prețul gazelor va crește cu 5,83%. Anunțul vine din partea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, care susține că această măsură a fost luată la solicitarea furnizorilor de gaze. În prezent, gazele naturale de proveniență internă se vând pe piața concurențială, inclusiv pentru clienții casnici. Ne explică mai multe despre această scumpire care îi lovește pe români specialistul în energie, Tudor Popescu, în legătură telefonică directă. Vă mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua! Bună! Domnule Popescu, iată, inevitabilul s-a produs. În urmă cu două săptămâni discutam despre această scumpire care era oarecum anunțată și, iată, de mâine știm exact, plătim mai mult, facturi mai mari cu cât? 5,8%. Asta am înțeles. Cam cât factura ar însemna asta acum, în vară? În vară asta se va repercuta pe facturile noastre, care vara sunt foarte reduse, pentru că nu consumăm decât maxim un metru cub de gaze pe bucătărie în medie. În consecință, sau și apa caldă, care o fac cei care au centrală pe perete, și, dar în toamnă, când consumi 170 de metri cub pentru o gigacalorie, atunci scumpirea deja apare la nivel de sute de lei. Ori aceste sute de lei acoperă creșterea aia de 10%, care de fapt a fost 5% a pensiilor în medie. Problema e foarte simplă. Au crescut prețul gazului metan de 3 ori anul ăsta, când era obligatoriu să crească o singură dată la 1 aprilie. Bine, s-au folosit oarecum de tertipul acela cu scumpirile doar pentru furnizori. Dacă vă amintiți. Astea sunt păcăleli pentru intoxicarea opiniei publice, care nu pricepe. Asta e ca povestea cu roborul. Nu știi cum e, dar plătești mai mult. Deci toate elementele astea, de fapt, conduc
la reducerea capacității de cumpărare, la pierderea puterii de cumpărare, pentru că invazia de bani în piață a dus la inflație și trebuie să retragi cumva. Problema este însă de natură foarte gravă, pentru că ea a plecat de la o foarte bună intenție a lui Cătălin Zampir. Cătălin Zampir a făcut o lege în Senat prin care a constatat că redevența pe care o plătea OMV-ul era foarte mică. Și ca orice român de bună credință face treaba pe jumătate, e ca și cum te duci în pădure, împuști un cerc și îți lași pradă lupilor. Asta a făcut. A desfințat redevența mică și a lăsat să se stabilească o altă redevență. Următoarea redevență sau repezire, chinii au făcut-o după prețul de la Viena, era 63 de euro centi, înmulțiți un altul cu 4,6. Deci vedeți până unde o să ajungem. Pentru că dacă plătesc redevență pe tariful de la Viena, prosăpiu să nu o fac eu ca furnizor, presând asupra ANR-ului, să-mi aduc prețul și în țară. Bun, domnule Popescu, haideți să vorbim puțin, să ne înțeleagă toată lumea, pentru că dumneavoastră îmi explicați niște termeni pe care probabil îi înțeleg oamenii de specialitate. Vreau să vă întreb concret, credeți că aceste majorări au fost aplicate, operate acum în vară, pentru ca noi consumatorii să nu simțim acest boom la facturi? Sigur și să ne trezim la iarnă cu surprize? Întotdeauna operarea se făcea la 1 aprilie ca să intre în iulie, ca în septembrie când începe treptat încasarea pe căldurii, să simți etapizat această majorare. E simplu. În plus, trec cele două luni în care puteai să faci contestație. Și la revedere, că acum suntem ocupați cu concedii. Problema este însă legată de o proastă administrare a României. Nu e vorba de o scumpire că vrea cineva sau cumva. Noi am greșit, administrația noastră a greșit, nu învață nimic de la modul în care un premier, spre exemplu, în Ungaria. Păi Victor Orban își apără țara cu orice preț, indiferent de ce relație are cu ceilalți. Noi aruncăm totul la pământ, sacrificăm tot, pentru că vrem noi, nu ne pricepe. Dar este plauzibilă această scuză, domnule Popescu, este plauzibilă această scuză din partea ANRE că majorarea s-a făcut la solicitarea furnizorilor de gaze? Adică dacă vine furnizorul de gaze și spune, domnule, vreau să majorez facturile cu 50%, tu, ANRE, zici, da, cum să nu? Fie. Păi bineînțeles, dacă este evident că e o păcăleală, nu să credeți că aceste motivări intempestive care se fac au vreo bază reală? Păi de câte ori am acuzat numai eu pe toate posturile de televiziune, începând cu B1, că această majorare este o păcăleală pentru extragerea unor bani în piață, nu m-a contrazis nimeni, ați căutat, ați primit vreo cerere de drept, de replică, n-a primit nicio televiziune și a spus-o pe toate. Deci problema e clară. Trebuie ridicat prețul gazelor pentru liberalizare la nivel Europa, să plătească și românii, ca orice țară care cumpără de la Viena, ca și au stabilit rechinii. Trebuie să plătim prețul de la Viena. Păi prețul da, dar românii nu câștigă ca și restul europenilor. Asta este problema, domnule Popescu. Păi, sigur că da. În schimb, avem gaz în pământ pe care îi osim, avem gaz în mare pe care l-am pierdut și ne jucăm cu averea acestei țări în bătaia de joc la nivelul cetățeanului amărât. Ultima întrebare la care vreau să-mi răspundeți foarte scurt. Pe cine urechem? Sau ce putem face în momentul de față? Noi, consumatorii? Sau mai putem face ceva? O singură problemă puteți face. Să cereți președintelui Parlamentului să revizuiască chestia asta, pentru că este în detrimentul populației și nu are justificare. Da, vă mulțumesc foarte mult. Specialistul în energie, Tudor Popescu, a fost în legătură telefonică directă. Continuăm și cu alte subiecte. Procurorul Mircea Negulescu rămâne sub control judiciar. Celebrul portocal a mers astăzi la Curtea Supremă, acolo unde a depus contestație față de măsura controlului judiciar impusă de magistrați. Cererea acestuia a fost însă respinsă. Negulescu l-a acuzat pe Vlad Cosma că el a fost cel care a falsificat probe în dosarul lui Sebastian Ghiță. Între timp, atât Negulescu cât și Ionea au fost suspendați din magistratură. Frații Cosma mint, da? Amândoi, da? Și am să dovedesc acest lucru, da? Și că toate declarațiile care le dau ei acum în dosarul respectiv sunt tocmai pentru a asigura, mă rog, nu mai contează. Mircea Negulescu susține că nu știa însă la momentul respectiv că Vlad Cosma
Cosma ar fi inventat probe. Sunt o relație de iubire cu Andreea Cosma? Două documente care sunt în dosarul respectiv și pe care eu doar le-am văzut în 2015 sunt ticluite de domnul Cosma în susținerea acuzației pe care o face acum. Mircea Negulescu este sub control judiciar în urma plângerii depuse de fostul deputat Vlad Cosma. Acesta a declarat că procurorul DNA l-ar fi forțat să falsifice probe în dosarul lui Sebastian Ghiță și nu numai. Eu m-am gândit așa. Dacă o punem într-un plic, okay, și o trimite un anonim. Unde? La DNA. Cu un scris pe un calculator. O foi? Păi ce vrei tu, pe stic, pe foi, pe să rup. În care se rezulte că este scrisul ăla. Sebastian Ghiță. Sub control judiciar se află și fostul șef DNA Ploiești, Lucian Onea. Cei doi au mai multe restricții, între care să nu comunice între ei și cu anumite persoane menționate în ordonanțe, să nu exercite profesia de procuror, să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte arme. Între timp, DNA a anunțat că face un control la Serviciul Teritorial Ploiești. Doi frați români au reușit să evadeze dintr-o închisoare din Franța după un plan pus la punct exact ca în filmele americane, cu găuri în pereți și coborâri de pe acoperiș cu cearșafuri pe poze frânghii. Românii au scăpat prin tavanul unei toalete spre surprinderea gardienilor. De mai bine de 24 de ore, sute de polițiști sunt pe urmele celor doi frați. Exact ca în thrillerurile americane, cei doi frați români de 27 și respectiv 37 de ani au pus la punct un plan menit să-i elibereze din detenție. Și le-a ieșit. Bărbații au reușit să construiască o scară chiar în incinta închisorii Colmar din Franța. Cățărați pe ea, au reușit să dea o gaură în tavanul toaletei din celula în care erau închiși, la etajul 2 al închisorii. Cei doi frați au ajuns pe acoperiș duminică noaptea și s-au făcut nevăzuți în noapte, potrivit presei franceze. Bărbații au coborât de pe clădire cu ajutorul mai multor cerceafuri legate unul de altul, conform declarațiilor reprezentanților sindicatului gardienilor. Cei doi frați români fuseseră condamnați pentru jaf, fiecare primise mai bine de 5 ani de detenție. Dispariția lor din închisoarea Colmar a fost observată abia la 6 ore de la evadare. Sute de polițiști caută acum pe români în toată Franța. Patru români au fost condamnați la închisoare și au primit o interdicție de 3 ani în Veneția după ce au tâlhărit zeci de turiști străini. Infractorii erau cunoscuți de poliția italiană după ce aceștia au comis mai multe furturi în diverse zone turistice din Europa. Cei patru români intraseră de ceva vreme în vizorul poliției din Italia. Autoritățile aveau deja informații că aceștia doresc să opereze și în Veneția după ce în mai multe stațiuni din Europa făcuseră mai mult decât să scape. Polițiștii italieni nu s-au lăsat mai prejos. Au pus la cale un plan atât de bine pus la punct încât hoții nici nu au bănuit că vor pica în plasă. Întreaga operațiune s-a petrecut în zona podului Rialto, un loc extrem de aglomerat. Au fost folosiți doi agenți sub acoperire, o fată și un băiat care s-au dat drept turiști și au stat foarte aproape de românii care furau din buzunarele oamenilor. La un moment dat, românii au pus ochii pe un american, iar în momentul în care i-au furat portofelul din buzunar, falși turiști, îndrăgostiți, au dat semnalul. Mai mulți polițiști în uniformă, care se ascundeau în magazinele din zonă, au intervenit și au prins pe români. Cei patru români au fost condamnați la câte un an de închisoare și au primit interdicție de 3 ani în Veneția. Operațiune abandonată în cazul directorului Apia Cluj, dispărut în urmă cu 10 zile în apele lacului Beș. Scafandrii militari din cadrul forțelor navale române au încheiat misiunea de căutare, fără a reuși însă să găsească trupul bărbatului. Operațiunile au fost sistate din cauza riscurilor mari la care erau expuși notătorii, instruiți să ajungă până la adâncime de 40 de metri. Sunt adâncimi mari acolo? Adică, până cam cât? Este aproximativ 70 de metri. 70. Scafandrii militari ai forțelor navale române au fost trimiși acum 9 zile pe lacul Beriș în căutarea directorului Apia Cluj, Adrian Zaharia. Ei sunt singurii specialiști de la noi care pot ajunge la adâncimi de peste 40 de metri. În notătorii ultra-specializați, lacul
l-au căutat pe bărbat aproape fără întrerupere, chiar dacă și viețile lor au fost puse în pericol. Suprafața de căutare a fost una foarte mare, iar vizibilitatea subacvatică extrem de redusă sau chiar nulă pe fundul lacului. Nămolul, dar și buștenii, bancurile de turbă și trunchiurile de copaci de pe fundul apei au fost alte obstacole ale acestei misiuni periculoase. Într-un final, specialiștii au decis să oprească misiunea chiar dacă nu au reușit să găsească trupul directorului APIA Cluj. La căutări au participat și reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj. Și ei și scafandrii au acoperit 150 de hectare din suprafața lacului. Directorul APIA Cluj, Adrian Zaharia, a dispărut pe 21 iulie, după ce ar fi căzut dintr-o barcă în lacul Beliș, în apropiere de baraj. Bărbatul a mers la o cabană din apropiere împreună cu alte 3 persoane. Seara s-a dus singur să se plimbe, iar de atunci nu a mai fost văzut. După câteva ore, specialiștii în misiuni de salvare au recuperat embarcațiunea sa care plutea în derivă în apropiere de barajul Fântânele. La bord au găsit ochelarii de vedere ai bărbatului, telefonul său mobil, câteva articole de îmbrăcăminte, o vestă de salvare, dar și mai multe sticle de alcool goale. Se pare că bărbatul nu știa să înnoate. Adrian Zaharia, în vârstă de 40 de ani, ocupa postul de director al APIA Cluj din 2013. Intervenție disperată pe litoral. Un adolescent de 16 ani a văzut moartea cu ochii după ce a fost la un pas să se înnece în mare. Salvatorii din Eforie Nord au reușit să-l scoată în ultimul moment din apă. Băiatul a fost resuscitat chiar pe plajă și transportat ulterior la spital. Pe o plajă din stațiunea Eforie Nord, un tânăr de aproximativ 16 ani a fost scos din valuri de salvamari și de cetățeni. Au fost alocate rapid o șenilată care se află la punctul temporar de prim ajutor amplasat chiar pe plaja din acea zonă. O asistentă medicală sau împreună cu colegii de pe șenilată s-au deplasat de urgență la locul indicat de apelant. Au găsit tânărul, au început manevrele de resuscitare, după care l-au transportat la cortul de prim ajutor de pe plajă. 7 din 10 români nu merg la medic pentru controlul de rutină, iar cei care ajung în cabinetul doctorului vin la îndrumarea altui specialist și nu din proprie inițiativă, arată rezultatele celui mai recent studiu în domeniu. De ce ne costă medicul mai mult decât ar trebui și cât alocă România pentru sănătatea unui român, ne spune chiar acum Gențiana Coman. Bun găsit! Aproape 60% dintre românii nu merg la controle anuale de rutină sau merg doar atunci când au probleme de sănătate. Așa arată cel mai recent studiu, potrivit căruia cel mai des românii au ajuns la doctor în ultimul an atunci când au avut o urgență sau când a fost nevoie de un control în urma unei afecțiuni. Aproximativ 45% dintre respondenți au spus că nu și-au făcut un control medical de rutină în ultimii 2 ani, în timp ce 6% au susținut că nu au fost niciodată la un astfel de control. Spre exemplu, studiul făcut de Red Spot arată că 4 din 10 românii sunt de părere că vizita la un cardiolog este indicată doar dacă există un episod cardiac, respectiv un infarct. Nici vizita la stomatolog nu este o obișnuință la români, ba dimpotrivă, 65% nu consideră oportun un control stomatologic anual. Studiul mai arată că, pentru a fi mai sănătoși, românii au cel mai des grijă la alimentație, 68%, iar 10% dintre ei fac sport. Unul din 10 respondenții nu are un dosar medical, iar atunci când alege să păstreze o astfel de arhivă, la îndemână este varianta clasică a documentelor păstrate în format fizic acasă. Comparativ cu restul țării, persoanele din București sunt mai atente cu sănătatea lor. Mai mult de jumătate dintre bucureșteni merg la controle anuale de rutină, în timp ce la nivel național procentul nu depășește 42%. În mod paradoxal, în momentul în care află că suferă de o patologie gravă, românii fac abuz de controle medicale la cât mai mulți medici în cât mai multe orașe. Dacă vă întrebați cât revine fiecăruia dintre noi pentru spitalizare continuă, medicamente, ori investigații și intervenții medicale, aflați că 388 de euro alocă România per cap de locuitor. Asta în timp ce Bulgaria alocă 504 euro, Polonia 684 de euro, iar Ungaria 757. Încă un capitol pe care țara noastră reușește să-l bifeze în sens negativ îl constituie prevenția. România se situează pe ultimele locuri la nivel european, reușind să aloce doar 0,8% din PIB când vine vorba de cheltuielile legate de îngrijirea preventivă, în timp ce Marea Britanie și Italia alocă peste 4% pentru programele preventive. A fost Gențiana Coman. Inspecția judiciară merge din nou peste Procurorii Anticorupție. De această dată a fost demarat un control care vizează dosarele în care sunt cercetați o serie de magistrați. Controlul se anunță unul temeinic și de durată, urmând să se desfășoare în perioada 1 august-1 octombrie.
Verificările inspecției judiciare vin după ce procurorul Marius Iacob, fost candidat la șefia DNA, a afirmat că cel puțin 300 de magistrați sunt vizați în dosare aflate în lucru la Direcția Anticorupție. O cifră uluitoare dacă avem în vedere că în România activează circa 7.000 de magistrați. Rezultă astfel că aproape 5% dintre aceștia sunt vizați în dosare de corupție. Afirmația fostului candidat la șefia DNA i-a dat de gândit și ministrului Justiției. N-am ce să comentez. Decât am aflat și eu că sunt 300, dar cred că a spus 300 de dosare care trebuie transferate și într-o cauză pot fi mai mulți făptuitori, autori, suspecți, ce ori fi dânsii. La momentul în care va avea loc transferul, sigur vom vedea la ce se referă respectivele cauze. Evident că și mie mi se par foarte multe. Evident că n-am știut niciunul dintre noi așa ceva și tot evident cred este și faptul că așa se poate justifica împotrivirea ca respectivele cauze, respectiva secție, să se înființeze la Ministerul Public. Verificările vizează perioada 1 ianuarie 2014, 30 iulie 2018, iar raportul inspecției judiciare va fi înaintat Consiliului Superior al Magistraturii până la 5 noiembrie. A început nebunia la Academia de Poliție. Mii de tineri însoțiți de rude au venit dizi de dimineață pentru a se înscrie la examenul de admitere. Unii au ajuns încă de aseară, de la câteva sute de kilometri depărtare. Au venit cu gândul că la terminarea facultății vor avea un loc de muncă asigurat. Concurența este acerbă în acest an. Academia de Poliție a scos la concurs peste 850 de locuri, cele mai multe fiind disponibile pentru Facultatea de Poliție. Tinerii s-au așezat la coadă și de la 4-5 dimineața. Ne așteptăm la un număr aproximativ de 7 pe loc, anul acesta un total, cea mai mare bătaie fiind la Facultatea de Poliție. Astfel, pe cele 300 de locuri scoase la concurs pentru viitorii polițiști, au venit să-și depună dosarele cel puțin 1000 de persoane. Cei care vor să devină polițiști de frontieră se bat pe 60 de locuri, iar cei care vor să se facă jandarmi vor avea la dispoziție 50 de locuri, la fel ca și cei care își doresc o meserie de pompier. Mulți vin de la sute de kilometri depărtare, dar nu se lasă pentru că își imaginează că atunci când vor fi polițiști, jandarmi sau pompieri, oboseala nici nu ar trebui să mai conteze. Așa gândesc o mamă și o fiică venite tocmai din Petroșani. Bianca a făcut mult sport și, după cum spune mama ei, a fost extrem de siritoare la școală. Din Valea Jiului, din Petroșani. Păi ea e sportivă de performanță și n-am probleme. Ea își dorește de mică, deci își dorește școala militară. Asta e visul ei, dar de mică. Deci o lua toate ce se poate pe țară. E sportivă de performanță. A fost și șefă de promoție, deci învață foarte bine. A terminat prima pe liceu. Îmi place foarte mult și simt că este pentru mine. Sper să am noroc, nu am emoții foarte mari, m-am pregătit din timp și cred că totul va fi bine. Tot cu speranțe a venit și Ramona. Facultatea de Poliție OSP, frecvență redusă. Îmi doresc ceva mai mult pentru mine. Știu că pot și îmi doresc ceva mai mult. Un alt tânăr venit de la Râmnicu Sărat spune că meseria de polițist este visul lui de când era mic. La Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza. Ai emoții? Nu. De ce ai ales facultatea? Pentru că îmi place poliția în general și voiam de când eram mic să merg. Concursul de admitere se desfășoară în două etape, mai exact probele eliminatorii și proba de evaluare a cunoștințelor. Probele eliminatorii sunt contra vizita medicală și evaluarea performanței fizice și se desfășoară la sediul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București. Însă se va ști cu certitudine care vor fi viitorii studenți ai Academiei de Poliție abia pe 20 august, când vor fi afișate rezultatele finale. Această dimineață două persoane au murit și alte două au fost grav rănite într-un teribil accident rutier. Impactul a avut loc în județul Covasna, pe raza comunei Moacșa. Accidentul s-a produs între un autotren matriculat în județul Argeș și un autoturism matriculat în Republica Moldova. Impactul a fost atât de puternic încât pasagerii autoturismului au rămas încarcerați. La fața locului au fost trimise două echipaje de descarcerare și unul smurd de la ISU Covasna, dar și două ambulanțe de la SAJ Covasna. Au rezultat 4 victime, dintre acestea două au rămas încarcerate în autoturism. Colegii mei au intervenit cu două echipaje de descarcerare și trei ambulanțe pentru scoaterea celor răniți dintre fiare contorsionate și acordarea primului ajutor. Din păcate, cele două victime încarcerate au decedat, iar celelalte două, mă refer la șoferul tirului și un pasager de autoturism, au fost transportate la unitatea de primiri urgente din Sfântul Gheorghe.
circulația a fost complet blocată pe DN11 în localitatea Moacșa. Conform primelor informații, se pare că cel aflat la volanul autoturismului ar fi pierdut controlul și a pătruns pe contrasens, unde a lovit frontal autotrenul. Scandal cu urmări sângeroase în Botoșani. Un tânăr a ajuns la spital după ce a fost înjunghiat chiar de cel mai bun prieten al său. Toată bătaia a început de la o femeie. Vă avertizăm, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Cei doi amici, care locuiesc într-un bloc de la periferia Botoșanului, au băut împreună și apoi s-au luat la ceartă. Subiectul? Sora unuia dintre cei de care se îndrăgostise celălalt. Conflictul a escaladat repede și tinerii s-au luat la bătaie în cameră. Scos din minți, fratele femeii care l-a pus pe jar pe prietenul său a scos cuțitul și l-a înjunghiat pe cel din urmă. Sora bătăușului, martoră la bătaie, a început să țipe, iar vecinii au chemat poliția. Primele echipaje ajunse la fața locului nu au reușit să-i liniștească pe cei doi care au sărit la bătaie și la agenți. În sprijinul polițiștilor a fost chemat un echipaj de jandarmi, o dubă a jandarmeriei, ajungând imediat în zonă. Jandarmii l-au luat pe sus pe agresor și l-au dus la poliție pentru audieri. Celălalt bărbat, cu fața tumefiată și plin de sânge, a fost urcat într-o ambulanță și transportat la spital. O altă ambulanță a fost chemată pentru femeia care a leșinat și care s-a aflat minute în șir întinsă pe un trotuar. Zona a fost înțesată de o sumedenie de privitori, iar zeci de rude sau prieteni ai celor doi combatanți au fost la un pas să se ia la bătaie. Atacatorul s-a ales cu dosar penal pentru tentativă de omor. Imagini de cascadorii râsului la Calafat. O rablă gata de dus la fier vechi i-a dat mari bătăi de cap proprietarului, care s-a încăpățânat să o ridice doar cu ajutorul unui amic și al unui excavator. Mașina a căzut de fiecare dată când cei doi au ridicat-o de la sol, de parcă nu ar fi vrut să părăsească domeniul public sub nicio formă. Iată imaginile care au stârnit zâmbete. Proprietarul rablei fusese somat de către poliția locală din Calafat să o ridice de pe domeniul public și să o ducă la fier vechi. În caz contrar, primea amendă. Ca să rezolve problema cu ajutorul unei firme, l-ar fi costat prea mult. Așa că bărbatul a plătit un excavator și și-a chemat un prieten în ajutor. Ceea ce l-a costat timp, dar l-a plasat în centrul atenției și al râsetelor. Rabla a cedat într-un final și s-a lăsat ridicată în remorca excavatorului, cu destinația centrul de recoltare a fierului vechi din Calafat. Să vedem ce se mai întâmplă și în afara granițelor. Președintele filipinez Rodrigo Duterte continuă să șocheze. Controversatul lider a ordonat distrugerea peste 60 de mașini și motociclete de lux. Duterte a asistat personal la operațiune. Președintele Rodrigo Duterte a urmărit cu atenție întreaga operațiune. Vehiculele au fost introduse ilegal în Filipine și aveau o valoare totală de 5,5 milioane de dolari. Printre mașinile distruse s-au numărat mai multe exemplare de Porsche, Lamborghini, BMW și Mercedes. Toate au fost călcate cu buldozere cu șenile până când au fost turtite complet. Acesta a declarat ulterior că este necesar să arate lumii faptul că țara sa este un loc viabil de investiții și afaceri. Rodrigo Duterte participă frecvent la astfel de evenimente publice pentru a atrage atenția presei locale și internaționale. Au apărut noi detalii șocante despre autorul atentatului sinucigaș de la concertul Arianei Grande. Salman Abedi a fost salvat de Marina Regală Britanică din războiul civil din Libia cu 3 ani înainte să ucidă 22 de persoane în timpul concertului de pe Manchester Arena. Salman Abedi avea 19 ani atunci când s-a îmbarcat pe un vas în Tripoli în august 2014, împreună cu fratele său Hashem și alți peste 100 de cetățeni britanici. Numele acestuia se afla pe lista cu cetățeni ce urmau a fi evacuați din Libia. Nava i-a transportat în Malta, de unde au luat un zbor către Marea Britanie. În mai 2017, Abedi a ucis 22 de persoane, printre care și 7 copii, la un concert al Arianei Grande. În Manchester, Abedi era monitorizat de către serviciile de securitate când a călătorit în Libia, dar cazul său a fost închis la o lună înainte de salvarea sa. O investigație privind atacul din Manchester a indicat că decizia de a închide cazul lui Abedi a fost una corectă, având în vedere informațiile de la acea vreme. Fratele Hashem Abedi este ținut în închisoare de o grupare paramilitară, dar guvernul britanic a cerut extrădarea sa pentru a fi judecat pentru implicarea sa în atac. Cererile britanicilor au fost respinse.
Bucurie de scurtă durată, cei patru membri ai grupului Pussy Riot, care au fost arestați după finala Cupei Mondiale, au fost eliberați după 15 zile. Nu au apucat însă să treacă de poarta închisorii, pentru că polițiștii le-au pus din nou cătușele. Trei femei, membre ale grupului contestatar rus, au sărbătorit eliberarea, însă la câteva secunde, acestea au fost obligate să urce într-o mașină de poliție. Autoritățile nu au furnizat nicio explicație presei. Un al patrulea militant, Piotr Versilov, care ieșea dintr-un alt centru de detenție moscovit, a scris pe o rețea de socializare că a fost reținut de poliție și condus în apropiere de stadionul Lușnichi, locul unde grupul a fost dus după incidentul din finala Franța-Croația. Pe 23 iulie, un tribunal a respins apelul celor patru militanți reținuți pentru că au întrerupt partida Franța-Croația, intrând îmbrăcați în uniforme de polițiști pe gazon. Șocant, la Belgrad, avocatul fostului președinte iugoslav Slobodan Milošević a fost împușcat mortal în fața locuinței sale din Belgrad. Avocatul Dragoslav Vojanović a fost împușcat în fața casei de către un atacator necunoscut. Poliția îl caută acum pe cel care l-a omorât pe avocat și l-a rănit la braț pe fiul acestuia în vârstă de 26 de ani. Vojanović a fost unul dintre apărătorii fostului președinte al Iugoslaviei, Slobodan Milošević, judecat pentru crimă de război. De asemenea, el a mai apărat un membru important al lumii interlope din Serbia și Muntenegru, pe Luka Bojović. Luka Bojović este una din principalele figuri ale unuia dintre cele două clanuri de interlopi care duc de mai mulți ani un război nemilos în Serbia și Muntenegru. Președintele baroului din Serbia a declarat că întreaga breaslă este șocată de această crimă. El a cerut o întrevedere cu ministrii de interne și de justiție pentru a discuta despre securitatea avocaților în Serbia. Totodată, într-un comunicat al baroului se cere autorităților ca autorii acestei crime să fie găsiți cât mai repede. Dragoslav Vojanović a făcut parte din echipa de consilieri juridici a lui Slobodan Milošević. Predat justiției internaționale în 2001, la câteva luni după căderea sa, Slobodan Milošević a murit la 14 martie 2006 în celula sa din Haga, înainte de a fi condamnat. El trebuia să dea socoteală pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității. Imagini șocante surprinse într-un local din Rusia. Un mafiot este executat cu sânge rece în timp ce petrece alături de prieteni după eliberarea din închisoare. Vă avertizăm, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Pe imaginele de pe camerele de supraveghere se observă cum, la un moment dat, un individ îmbrăcat în negru și cu glugă pe cap se apropie de grupul petrecăreților și începe să tragă în victimă. Numai puțin de 6 focuri sunt descărcate în trupul lui Alexander Zestokov, un cunoscut mafiot rus. Totul se întâmplă sub privirile împietrite ale martorilor care nu au nicio reacție. După crimă, atacatorul se face nevăzut. Alexander Zestokov, în vârstă de 39 de ani, fusese eliberat din penitenciar la începutul lunii iulie. Bărbatul primise o condamnare pentru fraudă și șantaj. Potrivit presei, acesta a fost unul dintre liderii grupului Zapsibovski, considerat unul dintre cele mai periculoase din regiunea Kamerovo. Șeful poliției din Novokuznets a preluat personal conducerea investigației. Asasinatul vine pe fondul creșterii în ultima perioadă a infracționalității organizate în Rusia. Coreea de Nord pare că asamblează rachete balistice intercontinentale cu combustibil lichid. Totul se întâmplă la o fabrică unde au fost produse primele rachete nord-coreene capabile să atingă Statele Unite. În această imagine surprinsă din satelit pe 7 iulie, la unitatea de cercetare de Sanumdong, aflată la marginea Fenianului, se vede instalația de asamblare pentru rachete. Iar autovehiculul de culoare roșie din curtea interioară este similar cu cel folosit în Coreea de Nord pentru transportul rachetelor. Imaginea a fost publicată de publicația Washington Post, care afirmă că agențiile de spionaj americane au surprins semne ale construcției de rachete la unitatea de cercetare din sudul Fenianului. Dovezile, inclusiv fotografiile prin satelit, sunt obținute recent în ultimele 2 săptămâni. Însă, activitatea intensă de la unitățile de cercetare este în totală contradicție cu discuțiile asupra armamentului purtate între Coreea de Nord și Statele Unite la summitul din luna iunie dintre liderii Kim Jong-un și Donald Trump. După întâlnirea istorică, Trump a scris pe Twitter că toată lumea se poate simți acum mult mai în siguranță decât în ziua când am fost investit în funcție. Nu mai există o amenințare nucleară din partea Coreei de Nord. Întâlnirea cu Kim Jong-un a fost o experiență interesantă și foarte pozitivă. Coreea de Nord are un mare potențial pentru viitor.
Kim Jong-un s-a angajat în același summit să acționeze în direcția denuclearizării, dar Phenianul nu a oferit detalii despre cum ar putea decurge procesul. Mai mult, secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Mike Pompeo, a spus săptămâna trecută în Comisia pentru Relații Externe a Senatului American că Phenianul a continuat să producă combustibil pentru bombele nucleare, în ciuda promisiunii sale de denuclearizare, dar a insistat că administrația Trump încă înregistrează progrese în discuțiile cu Coreea de Nord. Știrile orei 15 la final, sunt Aneta Sângiorzan, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, rămâneți în continuare pe B1 TV la fix, Tudor Barbu vă așteaptă la emisiunea Se întâmplă acum. Noi ne revedem la ora 20, vă aștept la sinteza celor mai importante subiecte ale zilei. Pe curând!